Salutări din Hong Kong. Sunt pe vasul Voyager of the Seas, aparține companiei Royal Caribbean. În 1999, când a fost lansat la apă, era cel mai mare vas de croazieră din lume. Are 15 părți. Terminalul din Hong Kong, unde cele mai mari terminale de croazieră din lume. Și bineînțeles, Hong Kong, însorit după un ciclon de gradul 3. Acum a apărut soarele. Bună, Daniela, mi-e dor de tine, vreau să fii aici. Te pup! Să vedem și piscina! Jacuzzi, piscine, căldură, bar, relaxare, distracție. Partea cealaltă a Hong Kongului. Bună ziua, bună ziua! Întrebări, bineînțeles. Bună ziua, bună ziua! Turiștii mei de la Carpaten. La sfârșitul ianuarie mai există o ofertă foarte bună pentru această croazieră cu același vas. Hong Kong, Vietnam și Singapore. Daniela, camera este mai mare decât pe Celebrity. O să filmez și în cameră puțin, dar nu acum.